Nu contează cine se uită la înregistrările mele. Mă bucur mult. Nu contează că a fost cu pleazna pusă, i s-a întâmplat ci s-a... sau e cel care a făcut cu bună știință sau nu. Da? Eu sunt deschisă, asta înseamnă open mind, la orice intervenție divină. Da? Pentru asta am aterizat pe pământul ăsta minunat și când am citit, da, un subscriber îmi scria să vorbesc dacă se poate. Da, îmi scrii ce vrei să-ți povestesc sau despre ce. Da? Pentru că telepatic nu mai ai acces la mintea mea, eu nu am acces la mintea ta. Da? Terminăm cu prostiile, hai să fim cât mai mulți. Nu putem. Eu înțeleg că ți-i dor de mama, tata, copilul și așa mai departe. Copilul îți scrie, da? E manipulat de părinți magi, da? Manipulează un copil de undeva și imaginea copilului îți scrie. Îi dai energie să se întâmple, da? Și acum tai energetic. Când îți scrie, hai să fim mai mulți, da? Copilul, cu bună știință sau nu, că ești manipulat sau nu, tu îți faci lumea ta, tu n-ai de ce să vorbești, să vorbești, da, să te ghidezi cât de cât un pic, dar să-ți dorești să fii tu mai mulți, doar tu poți. Eu te ghidez cum am trecut prin viață, prin ce am trecut, cum am fost dată de pereți, cum m-am întors în viitor, m-am dus în... am stat în prezent, de fapt, n-am plecat nicăieri, de fapt, nu doar în mintea mea, de fapt, e o iluzie, da? La mijloc ești. Ești peste tot și nicăieri. Tu, în lumea ta, dacă vrei să faci să fiți mai mulți, e treaba ta. În lumea mea sunt doar eu. Asta înseamnă lumea personalizată. Dacă vrei mai mulți, n-ai cum să ți-o personalizezi. Intri iar în mintea colectivă. Înțelegi? Dacă să înțelegi lucrul ăsta despre ce vorbesc eu, trebuie să ieși din mintea colectivă. Ca să intri înapoi de bună voie și să tai accesul la tine și tu la mintea colectivă. Punct. Și de aia e înregistrarea, de aia e un fel de clasic 3D, unde lumea nu știa telepatic, era numai unul sau doi pe pământ, da? Mai ales personalizat, ești numai tu pe pământul tău și în rest e lumea, nu știu cum, nu știu de unde, idee nu are despre ce e vorba și tu ești doar magul, da? Acolo, vindeci clear-ul, da, așa e să zici, păi toată onoarea ție ți se dă doar, da, pentru că e doar lumea ta, e personalizată și tu nu ai pe nimeni decât ești tu. Și îți clear-ul locușorul tău. Cine sare gardul, pârlează, e, da? Nu poate, pentru că ești într-un din ăsta, ai un scut hermetic, da, de care omul se trăsnește. Și scrie, de aia se scrie în 3D, de aia se vorbea la dumneavoastră cu magul, se scria cu grijă, că știa că e trăsnit de numai, da? Copiii magi nici nu ridicau ochii la ăștia, la ghizi, la coachii lor. Nu că să gândească să... Da, mă duc și o trăsnesc de toți pereții. Mor, ia să văd ce poate. Nu există. Tu te omori, da? Scutul magului e atât de puternic că stă după, e ca o sticlă antiglonț, imaginează-ți. Nu penetrează nimic și nimeni. Nu sare nimeni pârleazul. Și stă și se uită la tine ce faci. Și tu te dai de toți pereții, te lovești de, ca să faci, ca să dregi, că așa s-a trăit, că noi din... Nu. În lumea ta faci ce vrei. În lumea mea nu s-a trăit așa. În lumea mea s-a trăit așa. S-a trezit magul, s-a despachetat, e în scut, da? Nu s-a băgat nimeni și așa merge mai departe. Înapoi în viitor, magul a fost lăsat să crească, să înflorească, să ajungă la majorat de 60 de ani, în 3D,
Și în 60 de ani s-a despachetat, nimeni nici n-a știut când, da? Crezând că magul încă doarme, a sărit pe prospătură, pe, da? Pe zi. Pe adolescentul mag de 60 de ani, da, pentru că la vârsta asta se despachetează magul. Și a sărit să încerce, n-a putut să se abțină, să, da, și da. Asta a fost în pandemie, s-au trăsnit unii cu alții, dacă nu ți-ai știut locul și n-ai stat unde trebuie, da? Cu pleazna pusă, cu, ai știut, ai fost ghidat. Cei care au fost ghidați, ăia sunt adevărații magi, care n-au făcut nici așa, au fost cu pleazna pusă, având puterile, având scutul, da? Au dezactivat scutul ca să primească informația, da? Să fie cu pleazna pusă, să fie despachetat, să primească majoratul de mag, da? Bacalaureatul să ia. Și pe parcurs se închidea scutul. Se intra într-un scut magul. Da? Și cel care lupta cu el nu știa despre ce e vorba. Magul era așa. El avea senzația că l-a băgat în nu știu ce, că i-a nenorocit și familia și pe el și nu știu ce. În primul rând, magul n-are familie, n-a avut niciodată. Să-i nenorocească, n-are ce să-i nenorocească. Să ia ceva, n-are ce să ia, că nu are nimic magul. Da? Magul poartă în el tot. Proiecțiile n-are treabă, dacă le ia cineva, nu-s proiecțiile lui. Se dizolvă imediat, pentru că e energia magului, care nu o scoate afară, da? Nu proiectează nimic. Magul adevărat niciodată nu proiectează nimic spațiu. Dar ca să înțeleagă că nu proiectează nimic, acceptă programele cu proiectatul, cu aia vreau, aia vreau, aia. Magul se duce, apare, dispare, da? Apare unde îi trebuie, dispare. Și a intrat în sistemul de human mode, să se ducă cu autobuzul până acolo sau cu mașina cine conduce, să-și ia nu știu ce, da? Vine înapoi și nu are treabă. Nu are treaba nimănui. Păi da, energiile să nu... Nu. Le reciclezi cum știi tu să le reciclezi. Asta e practica ta. Să dizolvi, să rezolvi, să faci, să dregi, să fie bine. Acolo ești. Și cine a încercat și te-a dat, a crezut că te despachetează, te-a dat de toți pereții, în visele lor a fost. Ei n-au puterea asta. Da? Adu-ți aminte când ai vorbit cu cine, cu un vecin, cu o vecină. Și ai spus în față că știi, înțelegi ce-ți face. Și ai zis să termine cu prostiile, că dacă dai tu înapoi, nu o să se adune din praul de stele. Și ce ți-a răspuns? N-ai tu puterea asta. Da? Okay. Cine îți răspunde așa că n-ai tu puterea asta? Cel care n-a fost niciodată mag și nu știe ce înseamnă. Da? N-a avut puteri, nu știe despre ce e vorba. Puterea niciodată nu vede altul, nu simte altul. Puterea adevărată a magului și nu se dă de la unul la altul. Asta știe orice mag adevărat. Da? Zăzabâza în 3D. Poți nici să n-o clirui. Nici nu există, e o iluzie. Că cineva face, drege, îți ia, îți spune. Da? Dar trebuie să accepti programelul, da? Și să dizolvi tu. Cu mânuțele tale, cu gurița ta să spui, cu mintea ta să vezi, cu ochișorul deschis cu proiecții, cu da? Încă o dată, dacă vrei să vorbești, cine vrea să vorbească, scrie acolo de desubt și eu citesc și răspund. Cam așa vorbim, deocamdată. Văd eu pe urmă cum și ce. Bun? Cu drag. Soare. Acolo suntem. Ok.